Elevii din 26 de județe intră de luni, 19 februarie, în vacanța de schi, timp de o săptămână. Este vorba despre vacanța care se ia la decizia inspectoratelor județene, oricând în luna februarie, timp de 5 zile consecutive. Elevii din următoarele județe intră de luni 19 februarie în vacanță până duminică 25 februarie. Este vorba despre Argeș, Bihor, Brăila, București, Buzău, Botoșani, Călăraș, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Vaslui, Vrancea și Teleorman. Decizia ca elevii din aceste județe să intre în vacanță în această perioadă a fost luată de inspectoratele școlare județene.